WR se face echipă cu Emilian la Te cunosc de undeva, sezonul 18, iar la un moment dat cei doi s-au simțit nedreptățiți în show-ul de la Antena 1. Reprezentantul României la Eurovision 2022 a spus ce divergențe a avut cu Andreea Bălan. WRS a avut parte de discuții neașteptate cu două dintre vedetele care fac parte din juriul de la Te cunosc de undeva. Reprezentantul României la Eurovision 2022 și Emilian au prezentat deja câteva show-uri în fața juraților. Uneori au primit note mari. Alteori mai mici, însă nu s-au descurajat. Unele momente au stârnit discuții cu jurații. Andreea Bălan a comentat referitor la dansurile lor, iar Ozana Barabancea la felul în care au cântat. Acum, artistul a vorbit în cadrul unui interviu despre neînțelegerile pe care le-a avut cu Andreea Bălan în emisiunea de la Antena 1. Mult spus divergențe. M-am implicat mult în emisiunea aceasta, pentru că am descoperit că sunt foarte pasionat de transformări și perfecționist în interpretare. Iar faptul că jurații au o doză destul de mare de subiectivitate ne-au făcut pe mine și pe Emilian să ne simțim ușor nedreptățiți în câteva ediții. Însă ăsta e un semn că ne pasă, a declarat WRS. Întrebat ce îi se pare cel mai greu la Te cunosc de undeva, cântărețul a răspuns: nu mi se pare că e ceva în particular greu, iau totul ca pe o provocare și îmi place tare că pot să văd cât de departe se poate duce perfecționismul meu. Ha, ha, ha!